Sâmbătă 21 septembrie 2019 mă aflu în Corabia, la sediul Columbodromului FCI din Corabia, unde particip la etapa derby finală. Porumbei au venit foarte bine. Acum am plăcerea să stau de vorbă cu unul dintre participanți. Este vorba despre locul 48, da? Domnul Lăzărică Florin din București, o persoană cu care nu am mai stat de vorbă, dar n-am mai venit de mult de la noastră, domnul Lăzărică. E? Cred că au trecut câțiva ani de zile. Era, mi-aduc aminte, pe 14 septembrie, dar nu știu ce an. Da, când am venit la dumneavoastră, Alin era mai tânăr, mai mic, am înțeles că acum e mai înalt ca mine și mai bărbat ca mine. S-a căsătorit, am înțeles că aveți o nepoțică. O nepoțică care ea e sufletul nostru. Să vă trăiască atunci, poate mai aveți, o să mai aveți și un nepoțel și îl faceți columbofil, ca bunicul și ca tatăl. Prințesa noastră, cum îi zicem noi, e columbofilă. De ce? Merge în volieră, pune mâna pe porumb. Serios? Nu se sperie, la una și două. A văzut? Îi place. Da, totuși un băiat ar fi altfel. E bună și fata, dar... Când noi mai am crești... avut în familie numai bărbați. Numai bărbați. Sau numai băieți, să zic așa. Numai băieți, că pe urmă s-au făcut bărbați. Da. Ce ne mai ziceți? Ce ați mai făcut în ultimii ani? Că n-am mai trecut de mult pe la noastră. Nici n-am mai vorbit. Tot cu porumbei, nu? Tot cu probleme, tot cu asta, dar porumbei totuși au fost... Am înțeles că ați avut rezultate bune în ultimii ani. Anul ăsta ne-am ocupat mai mult de ei, să zic așa. N-am mai avut așa probleme multe. Rezultatele s-au văzut, nu? Da, e bine, e bine. E un progres, să zic așa. Când ați avut porumbel la locul 4 pe București, la fond, anul trecut? Da, nu la fond, la maraton. La maraton, pardon. La maraton, da. Pasăre bună. Și cu un an înainte l-am avut locul 5 la Asfond, Tineret. Da. Foarte bine. Ați văzut când stați puțin de ei? Da. Pentru că originea există, știu că... Da, avem. Păsări bune de unde? De la... Chicheanu. Chicheanu plus Rusu din Constanța. Da, fără probleme. Porumbei, Gabi Van Donabel, Freddy. Super origine. Da. Cu toate că i-ați cumpărat din câte știu când, 2005-2006, parcă perioada, nu? Exact. Și de atunci îi țineți și cultivați... Vă dau exemplu pe... Cine să vă dau exemplu? Pe Rudaru. Marius, care, da, a avut la palmares 2 și 3 ani locul 1 și 2 național sau 1 și 3 național, ceva de un porumbel direct de la mine, să zic așa. Vă mai ajută și Alin astăzi, în prezent, cu porumbei? Da. Locuiți acum tot... S-a mai liniștit și el. Cred. S-a mai mărit acum. S-a mărit. E mai mare decât mine. Dar îi plac la fel de mult porumbei, nu? Da, foarte mult. S-a maturizat, e normal să fie așa. Și sunt convins că și la porumbei, acum vă completați, cum să zic, de la egal la egal cu unul, nu? Deși contrazice, că ne completăm. Da. Și până la urmă, cine are ultimul cuvânt? Noastră sau el? El are. El, e mai tânăr și lăsați de la dumneavoastră, așa, nu? Nu e normal așa, copiii dumneavoastră nu sunt la fel, ultimul cuvânt cine? Ba da. Copiii, nu părinți. Trebuie să cedem, da? Da, ce să facem, asta e situația. Așa este. Câți porumbei mai creșteți? Mai aveți mulți? Foarte mulți. Mulți, nu? Jur de 100, să zic așa. Or fi 95, or fi 100, ceva de genul. Da, destul de mult. Foarte mulți. Vă mănâncă mult timp. Matcă multă. Câte perechi? 15 perechi. O, mulți. Mulți. Adică scoate 30, 50, 60 de pui pe an, cât, nu? Da. Cel puțin două serii. Da, scoți și din zburător, că mai ții și din zburător, faci cum știți cum zic toți. Combinați. Bun cu bun, da, bun cu bun. Că altfel dacă nu faci bun cu bun, n-ai ce să faci. Concurența în București a rămas în continuare acerbă, e greu. Cred că e cea mai tare. Nu există. În țară nu există altă concurență mai tare decât la noi în București. Așa este. Mă bucur, poate trec într-o zi. Când vreți. În toamnă, acum? Când vreți. Știu că aveți o crescătorie frumoasă, așa am rămas cu... Da. Nu? Da, acum am făcut și volieră nouă, nu știu dacă o știți pe cea nouă. Nu, pe asta nouă nu cred că știu. Da. Trec pe la dumneavoastră și mai stăm de vorbă. Cu mare drag. Toate cele bune vă doresc, domn Florin. Numai bine, sănătate. Baftă în continuare. Mulțumesc. Cu stima. Numai bine.